Bine v-am regăsit! Ne-am propus să vorbim în această serie despre soluții pentru a depăși criza. Astăzi vom vorbi despre revoluția industrială care se întâmplă sub ochii noștri. De fapt, este cea de-a patra revoluție industrială. Oare cum putem folosi această tehnologie care este în jurul nostru, în avantajul nostru și al economiei, vom afla în discuția pe care o avem cu domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Ne bucurăm să ne revedem. Mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră. Iată, vorbim de revoluții și revoluții. Cea de-a patra, Ce da. cu, cu, atâtea Ce cu atâtea revoluții. Da, cei cu atâtea revoluții, da. Tema de astăzi va fi una foarte interesantă, pentru că uh, cei mai mulți oameni încă gândesc și se uită la mass media în termen de pandemie. Pandemia uh -huh. este factorul al anului 2020. Uh -huh. uh, de fapt, adevărata revoluție este revoluția tehnologică prin care trăim, și această pandemie a accentuat-o. Și de aia aș vrea să îi rog să facă o mică pauză de la pandemie și să se reîntoarcă un pic la partea de digitalizare. Uh -huh. Acum, dacă ne uităm în ultimii 300 de ani, au fost patru mari revoluții industriale. Ce înseamnă asta? Asta este tranziția omenirii dintr-o zonă agrară către o zonă uh, tehnologică la care se astăzi. Mai întâi a fost invenția motorului cu abur. prima revoluție industrială în care dintr-o dată s-a radicalizat munca, lucrurile s-au eficientizat, eficientizat enorm de mult. Uh, uh, forța animală și forța umană a fost înlocuită de motorul cu abur. Mm. După aceea avem undeva la 100 de ani mai târziu, sfârșitul secolului XIX, a doua revoluție care a avut petrolul pe de o parte și curentul electric pe cealaltă uh -huh. parte. Și iarăși a avut un fel de turbocharging, lucrurile s-au transformat din nou, uh, structura, economia, societatea s-au schimbat. A treia revoluție industrială a fost în anii 70, când am avut calculatorul, Mighty Mainframe-ul, după ce am avut Personal Computer, care iarăși a radicalizat lumea, a schimbat lumea. Și undeva prin anul 2000-2010 avem cea de-a patra revoluție industrială, care este un fel de combinație a primelor trei plus multe altele. În esență este o revoluție bazată pe date, pe informații. Informațiile devin, în secolul 21, noul petrol. Bunăstarea, bogăția este calculată în informații, nu mai este în lumea tangibilă. Și unde vedem cel mai bine lucrul acesta sunt firmele cele mai valoroase de pe piața globală. Sunt cinci numite Big Tech, vorbim despre Apple care rămâne numărul 1, Alphabet care este proprietarul lui Google, vorbim despre Facebook, vorbim despre Microsoft și vorbim despre Amazon. Astea cinci firme domină piața globală în termen de valoare plus au, sunt firme chinezești la fel de puternice ca și ele și care transformă absolut tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Pandemia anului 2020 a pus în, în overdrive, a fost așa un fel de accelerare uh -huh. a trendului digital orice organizație. Am spune că ne-a aruncat câțiva ani înainte. Da, da, deci chiar experții spun că în trei luni de zile am făcut progrese de 10 ani, mm. în ceea ce înseamnă adopția tehnologiei, firmele care au fost pregătite, firmele care au adoptat digitalizarea vor avea șanse foarte bune într-o eră post-pandemie, firmele care nu au fost pregătite probabil că se vor închide. Și uh, ăsta este și motivul pentru care în cadrul acestei emisiuni vorbim despre digitalizare ca una dintre soluțiile extraordinare, vitale, aș spune, pentru toate organizațiile românești. Dacă nu îmbrățișăm digitalizarea și dacă nu înțelegem această a patra revoluție industrială și nu știm să o fructificăm, uh, nu vom avea șanse de, de supraviețuire. Și uitându-mă peste 10-20 de ani de astăzi, uh, orice firmă care nu se digitalizează mai bine să închide acum, pentru că nu are șanse, nu are perspective de uh, supraviețuire și ăsta este îndemnul meu uh, pentru firmele care vor să se profesionalizeze, care vor să rămână în picioare și care, bineînțeles, vor să aibă un, un impact în secolul 21. Vorbim de revoluție, întotdeauna la o revoluție sunt oameni care vor schimbarea și alții care trag înapoi. Care trag înapoi da. uh, revoluția aceasta a digitalizării, a tehnologiei, da. ne sperie adesea da. și da. sunt da, și da. pericole. Corect, ne uităm la da. copiii noștri care da, sunt da, da, poate da, da, înrobiți da. de tehnologie. Da. Uh, tehnologia este consumatoare de timp, da. uh, de asemenea ne vorbim de inteligență artificială, da. uh, ne sperie gândul că s-ar putea într-o zi roboții să ne controleze pe noi. Corect, da. Uh, da. No. Cum ar trebui să privim lucrurile? Da, eu nu văd lucrurile chiar așa de rău ca dumneavoastră, le văd un pic mai rău. Şi, și ceea ce spun este că în orice Revoluție sunt câștigători uh -huh. și sunt pierdanți. Uh, și de regulă, uh, proporționalitatea era un pic mai, mai egală. Uh -huh. uh, Domnule, pierd bogații, facem Revoluția franceză și câștigă toată lumea. De data asta, uh, câștigul va fi într-o minoritate foarte minusculă. Uh, vorbim mai puțin de 10% din populație care, într-adevăr, înțelege această Revoluție uh -huh. digitală, știe să o folosească și beneficiază. Și beneficiază într-un mod disproporționat. Și problema cu 90% dintre potențial pierdanți este că în cazul cel mai fericit vor fi așa cum îi, le spuneți dumneavoastră înrobiți de tehnologie și așa mai departe. Repet, cel mai fericit, cel mai groasnic vor ajunge la extrema și se folosește deja această frază de generație inutilă. Adică oameni care realmente și-au pierdut scopul pentru care să mai, mai, trăiesc. Nu mai e nevoie de ei la muncă, nu îi mai ține nimeni ca și consumator, nu-i mai hrănește absolut nimeni și scenariile care se fac în viitor și mai ales venind din China, care are un alt set de valori, alte de principii non-creștine decât le are Occidentul, pe cel mai la îndemână este să eliminăm oamenii respectivi. Și aici intrăm în termeni foarte uh, înfiorător de bioetică. Uh, intrăm în uh -huh. termeni foarte înfiorător de avort uh, și alte lucruri de, de genul acesta. Selecția. Da, este, este, nu mai este o selecție naturală, ci este o, o selecție inteligentă, așa uh -huh. și o numesc chestia asta, uh, care este de-a dreptul diabolică în care omul joacă rolul lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm în ultimii 10 de ani, multimilionarii din domeniul tehnologiei investesc niște sume masive exact în chestia asta. Uh, vor să experimenteze pe tehnologia creierului, vor, vor să uh, experimenteze pe ingineria genetică, pe inteligența artificială și toate lucrurile astea care sunt de ordinul științifico fantasticului dar care nu ar trebui să ne sperie pe noi, ci chiar din contră, noi ar trebui să venim cu o contrapondere. Uh, și asta este supărarea mea, odată pe uh, noi ca și români, uh, doi pe <coughs> noi ca și uh, creștini, că nu venim cu niște soluții. Uh, ne băgăm capul în nisip și spunem, vai, uh, tehnologia înseamnă doar Facebook sau Instagram, băi, închideți telefonul și cam atâta. Uh -huh. Nu înțelegem mai mult de atâta. Nu înțelegem ceea ce este în spate. Nu înțelegem algoritmii. Nu înțelegem valoarea datelor. Și ăsta este și motivul pentru care sunt un adept și un mare propovăduitor al tehnologiei pentru muncă. Și regula uh -huh. mea este una foarte simplă și uh -huh. o spun studenților tot timpul. Dacă te joci, dacă te distrezi cu tehnologia, vai de tine. Ai probleme. Dacă socializezi cu tehnologia, vai de tine. Ai mari probleme. Dacă muncești cu tehnologia, dacă îți câștigi existența cu ajutorul tehnologiei, felicitări. Uh -huh. Asta ar trebui să faci. Și, și aici, aici fac eu diferența. Ar trebui să socializăm, ar trebui să ne relaxăm, ar trebui să ne distrăm fără tehnologie, într-un mod social, în grupuri, să mergem în drumeții, să mergem în parcuri, lucruri fizice, omenești. Și ar trebui să muncim cu tehnologia, ar trebui să știm să programăm roboți, ar trebui să știm să inventăm algoritmi noi, ar trebui să știm să folosim inteligența artificială, bioinformatica și toate celelalte lucruri pentru a crea firme noi și în cadrul firmelor pe care le avem, în cadrul organizațiilor, universităților pe care le avem, să aducem inovație, să aducem creativitate, să aducem lucrurile care să fie benefice pentru generațiile viitoare, să inventăm slujbe noi și asta cred că va fi marea noastră provocare și o văd ca și o mare oportunitate să inventăm viitorul. Am o întrebare de om simplu. Da. Spuneați că cele mai mari cinci firme din lume sunt firme de date da. uh, și produsul sau cifra lor de afaceri este mai mare decât produsul multor țări. Corect. Da. Uh, oare ce putem face? Vorbim de bani virtuali, vorbim de petrol, da, da? Da, da, <laughs> totul da, da. este virtual. Nu putem mânca virtual. <laughs> în care trebuie să fie totuși. Chiar dacă vrem să trecem spre digitalizare, da. agricultura ar trebui să rămână și Absolut. alte și, lucruri. Și vor rămâne. De, deci ce, ce se întâmplă? Că aici e uh, marea, mă rog, greșeală sau uh, oamenii nu văd imaginea de ansamblu. Uh -huh. Deci oamenii cred că în momentul când vine tehnologia sau o nouă invenție tehnologică neapărat elimină pe celelalte. Nu e adevărat. Tehnologia funcționează ca și un bulgăre de zăpadă. Adică tot adaugă și adaugă. Și exemplul pe care îl dau tot timpul studenților este uh, Amazon în America sau în România Emag. Avem un magazin virtual care vinde foarte multe produse. Uh -huh. Și ai spune următorul lucru, domne, dacă există cumpărături foarte mari pe uh, Amazon, înseamnă că nu mai sunt magazine fizice. Așa uh -huh. Nu, nu e așa. -i. Chiar din contră, dacă te uiți la ultimii 20 de ani de când Amazon a, a devenit un mamut dominant, uh -huh. Este și una și cealaltă s-a dezvoltat. Și asta este ideea de creștere economică. Spuneați odată de plăcintă care crește exact, pe toate exact. părțile. Deci, deci este o plăcintă care crește. Dacă te uiți la economia americană, când eu am ajuns în America în 1989, PIB-ul Americii era sub 10 trilioane de dolari. Ei, astăzi, în, 1900, în anul 2020, a ajuns undeva la 20 de trilioane de dolari. S-a extins foarte mult. Ce s-a întâmplat este agricultura, de exemplu, se tot micșorează ca și procent din PIB. Asta nu înseamnă că agricultura în sine uh, dispare, că oamenii nu mai lucrează. Nu, oamenii lucrează în agricultură foarte tehnologizată. Dar dacă toți se fac ingineri și ai Da. Nu vom mai avea agricultori în România. Dar nu e nevoie de agricultori în, în, în România. Pentru că noi ce avem nevoie este de tehnologie pentru agricultura românească. Motivul pentru că agricultura românească, și vă spun uh, din exemplu personal că am fost sau sunt implicat într-un într startup de agricultură, agricultura fără tehnologie nu e sustenabil financiar. Nu câștigi bani din chestia asta. Agricultura pe spații mici de, de pământ nu e fezabilă, absolut deloc. De aceea, viitorul este spre... Cât ar trebui să fie un minim ca suprafață? E, e greu de spus, dar... Tot ce sub 20 de hectare e dificil. Uh -huh. Acum depinde și ce cultivi. Pentru că, de exemplu, dacă ești pe o agricultură de asta specializată, faci legume, uh, noi suntem implicați într-un startup de agricultură bio, uh, agricultură organică, aia e clar care are valoarea adăugatică, adică vinzi produsul uh -huh. mult mai scump. Uh, dar ca să faci agricultură tradițională sub 20 de hectare, n-ai nicio șansă. Vă referiți da? la cereale? Da, la cereale uh -huh. și la, la, celelalte, la celelalte lucruri, știi? Și dacă, iarăși, care problema numărul unu agricultura românească, lipsa forței de muncă pentru că nu mai avem, spuneam în emisiunile anterioare, oameni buni și ieftini. Deci oameni care să fie gata să muncească, cum se muncește la țară, că la agricultură să muncești și să muncească pe bani puțini. Da, am auzit da. de tractoriști care câștigă mai mult decât un profesor. Corect, da, da, da. da. Deci sunt tractoriști care câștigă 1000-1500 de, de euro pe lună, că nu sunt. Uh -huh. Sau mecanici și așa mai departe. Deci iată un exemplu în care tehnologia are, are o aplicabilitate în toate celelalte domenii. În agricultură, mai puțin de 3% din populația Americii este implicată în agricultură uh -huh. și America rămâne una dintre cele mai uh, productive zone agricole de pe fața pământului. Uh, iarăși, în, în fabricație, fabricația este înlocuită de robotică. Roboții sunt cei care produc mașini, înturnătorii și în toate celelalte domenii, nu mai sunt oamenii. Și întrebarea este, bun, ce vor face oamenii pe viitor? Uh -huh. Aici aici este marea uh, dilemă socială pe care o avem. Și aici ajungem exact la esența um, întâlnirii noastre. Da. Digitalizarea ca o soluție pentru viitor de a depăși criza. Corect, corect. Cum putem folosi în avantajul nostru tehnologia și nu în defavoarea, de, defavoarea noastră. De, deci, din nou, cuvântul de ordine este adopția, adică uh -huh. să îmbrățișăm tehnologia, să nu ne speriem de ea. Uh -huh. Chiar dacă necesită un pic de obișnuință, chiar dacă vor fi câteva falimente, câteva rateuri, să continuăm pe partea tehnologică. Și, de regulă, când vorbesc cu organizații, tehnologia trebuie aplicată în trei domenii domenii mari. Așa. Primul domeniu care e foarte important este în producția internă. Deci, producția internă trebuie cât se poate tehnologizată po posibil. Și aici, slabă domnului avem puncte de referință, firme similare cu a noastră în străinătate. Uh -huh. Domnule, ce linie tehnologică au ei? Care este sistemul lor de uh, inventar? Care este sistemul lor de cutare sau cutare secutare Și ce putem face este doar să adoptăm cele mai bune practici din sectorul nostru, dacă eu produc în direcția asta sau dacă sunt în direcția asta, ce implementare tehnologică trebuie să, să am pentru chestia Sunt asta. Sunt surprins când ajung în vreo fabrică și văd mașini care au ștanțate 1800 da. și da. ele, o tehnologie foarte veche. Foarte veche, da. Dar, știu, dar, dar, poate tipografii dar, sau tot. Dar de uite că mai funcționează. Au șanse da. să rămână pe piață? Da și nu. Deci dacă merg cu tehnologie din 1800, probabil că nu, că vor fi înlocuite de, de altcineva și acolo fie că au un contract exclusiv cu cineva și vând foarte scump, fie că au o structură de costuri foarte <coughs> mică și își plătesc oamenii puțin și uh -huh. îi plătesc la negru și așa mai departe și așa supraviețuiesc. Uh -huh. Dar din nou, tot ceea ce înseamnă producția inclusiv la procesarea datelor, inclusiv la birotică toate trebuie tehnologizată. Doi, e foarte important tehnologia aplicată în partea de vânzări și mă refer aici, nu ne neapărat doar să am un website în care să îmi fac reclamă, deci nu doar o vitrină. Așa. Ceea ce e foarte important este să monitorizez comportamentul consumatorului și aici este o chestie absolut nu, nu esențială. Nu doar stocurile. Nu doar stocurile. Deci eu trebuie să știu exact ce gândește și să fac o, o chestie de predicție. Exemplul care îl folosesc la, uh -huh. uh, la capitolul acesta cu studenții este ce s-a întâmplat în România în sectorul ABC-urilor. Dacă mai țineți minte, da. uh, după 90 toată lumea a fost un mic antreprenor cu adus marfa, aia era fraza. Astăzi nu cred că mai ai vreo firmă românească care să fie în domeniul alimentar. Deci, dacă vă uitați, este tot domeniul alimentar este dominat de probabil maxim 10 uh, grupuri uh. care interesant sunt prezente cam peste tot. Dacă te uiți la oferta lor, nu, nu știu cine ce, ca prețuri, ca și curățenie. Esența lor, însă, știu să își gestioneze foarte bine stocurile și clienții. Deci, au un sistem informațional foarte bun care îi ajută pe ei, pe de o parte, să, să fie foarte, foarte eficienți, pe cealaltă parte, pentru că sunt lanțuri globale, au putere de negociere foarte mare. Cu furnizorii lor. Adică produsele care le cumpără, le negociază la niște prețuri foarte bune. Uh -huh. Și ca urmare, nu mai ai, cred că niciun jucător român, poate câțiva pe aici pe colo uh, care mai reușesc să supraviețuiască, dar nu sunt foarte profitabili. Uh -huh. Și din nou al doilea capitol foarte mare este la monitorizarea clientului, la captarea datelor, la uh, știu să-i faci ofertă, să, uh, îi, uh, să ai o chestie de predictibilitate, ce va cumpăra, când va cumpăra, ce preferințe are. Toate lucrurile astea, toate datele astea îți mai prețioase decât petrolul, că de aici vine și chestia nu asta. Nu e suficient un om care să gândească, să anticipeze dacă vine iarna, îi trebuiesc nu. ochelari de schi? Și aici este marea problemă, pentru că tehnologia înlocuiește subiectivitatea umană. Uh -huh. și cel mai subiectiv din orice organizație este de obicei patronul, este directorul este ăla care, domnule, eu știu că eu le-am făcut, dacă mă bazez pe uh, propria mea memorie sau pe uh -huh. expertiza mea s-ar putea să greșesc uh, de aia tehnologia mă salvează de mine însumi uh, de propria mea subiectivitate am, am auzit foarte mulți patronul domnule nu pot să cred că oamenii cumpără chestia asta asta nu-i calitate, A, ce face concurentul meu nu-i uh, o chestie de calitate, uh -huh. ai subiectivitatea ta Obiectivitatea vine din urma matematicii, din urma unui calcul punctual specific. Uh, oricum, a treia al domeniu, vreau să ajung la asta așa. că e cel mai important, al treia domeniu al tehnologiei este la partea de inovație, de inventivitate și vreau să plusesc foarte mult pe chestia asta, pentru că dacă, dacă noi rămânem cu economia pe care o avem până acum, care în esență este o economie bazată pe două sau trei, uh, uh, trei piloni mari pilonul numărul unu este forță de muncă ieftină, nu-l mai avem, deci nu mai suntem așa de atractiv cum am fost pe vremuri pilonul numărul 2 a fost bani externi mai întâi a venit Banca Mondială, acum avem fonduri europene, ne, ne dau bani ca să trăim. externi din motive geopolitice, să fim împotriva uh, Rusiei, să fim uh, aliați împotriva Iugoslaviei și alte chestii de genul acesta. Uh, și uh, al treilea, aici trebuie noi să, să inventăm. Deci noi nu mai avem uh, uh, sursele de câștig pe care le-am avut în ultimii 30 de ani. Și aici uh, speranța mea este că cu ajutorul tehnologiei vom inventa. Și în special spun chestia asta pentru noi ca și neoprotestanți, ca și pocăiți. Sunt un foarte mare fan al antreprenoriatului social și al antreprenoriatului tehnologic. Preferabil antreprenoriat social-tehnologic. Și la ce mă refer aici este, de exemplu, un domeniu foarte mare care va fi pe viitor, va fi îngrijirea bătrânilor. Deci la nivel global, și în Europa, și în Asia, este o foarte mare problemă cine îngrijește pe bătrânii respectivi uh -huh. și cred că noi suntem bine poziționați să îi îngrijim. Fie să-i aducem fizic aici, fie să începem să le oferim servicii. De exemplu, sectorul de învățământ care crește cel mai tare este oameni peste 65 de ani care vor să-și iau curs învățumant. în învățământ. Învățământ, bineînțeles, informal. Natural ar fi întrebarea de ați, ce. Ați văzut? E, e o chestie foarte interesantă. Avem de a face Ca cu... Ca să nu te plictisești? Nu, avem de a face cu o bombă demografică și care are de face și cu un aspect obiectiv. Oamenii trăiesc mult mai mult. Uh -huh. N-ai ce face. Dar e o chestie interesantă. Este această iod. Asta e bine. E foarte bine. Este The Yold Generation. Adică Young-Old. Așa uh -huh. de aici vine fraza. Și exemplar este ce s-a întâmplat în 2020 cu alegerile americane. Și competiția americană pentru Casa Albă este între un om de 77 de ani și un om de 75 de ani. Deci vorbim despre doi oameni care trebuia să se pensioneze în urmă cu 10-12 ani de zile și care nu se pensionează. Warren Buffett, marele guru al investiției, are 90 de ani. George Soros este la 91 de ani. Deci vorbim despre un comportament cultural a unei generații care e foarte numeroasă și, și foarte bogată, are foarte mulți bani. Ce șanse are țara noastră să se digitalizeze dacă, iată, vorbim, uite, de generație care merge spre 70? Da, da păi tocmai ei ar trebui să se digitalizeze. Și aici, aici e o, o chestie interesantă. Grea. Când noi vorbim despre tehnologie, de regulă, zicem, mai copiii cu mm -hmm. telefoanele lor, cu. Nu, nu, nu. Tehnologia cea mai folositoare este pentru bătrâni. În domeniul sănătății, uh -huh. în domeniul sănătății este absolut vitală și în domeniul calității vieții. Să, -ți, să, să își păstreze calitatea vieții uh, și așa mai departe. Uh, deci, acolo văd eu și spre asta uh, militez foarte mult de inventivitate, de inovații de firme noi, de sectoare noi care se, se dezvolte în domeniul ăsta social, digital. Uh, și acolo va trebui să inventăm în următoarea, în următoarea etapă. Dacă revenim la firme la da. organizații. Putem face, eu știu, niște predicții? Ce s-ar întâmpla cu organizație dacă ar rămâne pe trendul care este nedigitalizată și ce s-ar întâmpla dacă ar veni la zi, da, să spun da. așa, sau ar merge un pas în față? Deci, e clar că sunt subiectiv, pentru că eu vreau să-i digitalizez pe toți. Cei care vor rămâne nedigitalizați, ce le spun este asigurați-vă că aveți o alternativă puternică Asigurați-vă că aveți uh, uh, o cunoștință bună în Parlamentul României sau cineva care să vă asigure contracte cu statul mm -hmm. ca să aveți de lucru în continuare, să nu vă pierdeți clienții. Deci vor fi în continuare multe firme angajate politic care o vor duce bine mesi uh, Nu vor avea nici strategie, nici servicii clienți, nici digitalizare. Ei vor supraviețui prin virtutea faptului mm -hmm. că uh, au pilele uh, corecte. Și, din păcate, asta va fi o realitate. Oh, 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 pentru tot restul vieții noastre și oriunde în lume. În ideea că vor fi costuri mari și atunci trebuie cumva să le corect, acopere. Corect. Și le va acoperi banii uh -huh. Deci o spun foarte direct că asta este o realitate globală europeană românească. Doi, vor fi alte firme care din motive, nu știu, geografice. Este un restaurant care are o locație super bună. Uh -huh. Este un om care e foarte simpatic și are 10 contacte care cumpăre de la el uh -huh. și care nu-i interesează că el vine cu cu pixul și cu catastiful și că le scrie. Deci, omul va rezista în continuare. Uh -huh. Dar nici nu se pune problema să se dezvolte. Uh -huh. Nici nu se pune problema să facă un lanț global. Uh, nu i vorba să dea locuri de muncă la 200 de oameni, uh -huh. uh, să estompeze problema socială pe care noi o avem cu adevărat, care este uh, șomajul tinerilor și generația inutilă. Deci, aia vor fi niște oameni care va fi firma lui, cu familia lui, 10 oameni maxim și vor supraviețui. Vor merge în continuare și. Uh, unii oameni vor alege să meargă în direcția asta, uh -huh. deci nu, sunt foarte conștient că nu toți vor uh, îmbrățișa digitalizarea. Mai este după aceea marea majoritate și eu am spus cifra de 20% ar putea să fie mai mult de atâta, uh -huh. care uh, se vor închide. Deci oameni, firmele care nu vor adopta principiile digitalizării, a profesionalizării uh, uh, secolului 21 Pur și simplu, în următorii 5 ani de zile se vor închide. Își vor pierde clienții, își vor pierde contractele, își vor pierde angajații de calitate și la sfârșitul zilei vor rămâne săracii cu datorii și cu altfel de, de, de probleme și vor trebui să, să intre în, în lichidare. Ați vorbit de sfârșit, și noi suntem la da, sfârșitul da, nu da, al da. zilei, ce ale emisiunii. Corect. Uh, și ne gândim la perspectiva creștină. Ce au toate a face da, cu credința creștină, da. cum înțelegem prin acest filtru. Deci, uh, uh, Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și ni se spune că ei sunt fiul lui Sahar, care înțelegeau vremurile și, uh -huh. și soroacele. Și cred că, ca și creștini, avem nevoie să înțelegem lumea în care trăim, să fim înțelepți. Să fim treji. Asta, asta este îndemnul scripturii. Nu avem voie ca și creștini, nu avem voie ca și români să ne băgăm capul nisip, să spunem, băi, pe mine nu mă interesează ce big tech în America sau ce fac chinezii cu, cu tare sau cu tare, trebuie să fim la curent cu ce se uh -huh. întâmplă în lumea asta. Numărul 2 avem nevoie să fim niște contribuabili. Aici iarăși e una dintre uh, păsurile mele, ofurile mele, uh -huh. pentru că de prea multe ori noi ca și români am stat pur și simplu ca și niște downloaders. Uh, cineva au făcut ideologia în altă parte, noi am adoptat-o și atat tot. Mă rog lui Dumnezeu să fie o nouă generație și uh, Punctual lucrez la un proiect împreună cu cei de la Universitatea Emanuel pe un manual de bioetică uh -huh. în, în direcția aceasta. Eu am 0,01%, colegii de la teologie și de la asistență socială duc greu uh -huh. pe chestia asta. Și ceea ce sperăm este că acest manual o dată, să fie scris în limba română, după aceea în limba engleză, să aducă o perspectivă creștină vis-a-vis -vis de partea de bioetică uh -huh. și sper să stimuleze. Că să înțelegem care sunt limitele? Exact. Care sunt limitele? De, exemplu, de, de exemplu, chestiile de clonare. Deci noi, noi, noi nu avem încă bine articulat perspectiva creștină vis-a-vis -vis uh -huh. de clonare. Și vine uh, uh, europeanul care este post-creștin, vine chinezul care n-a fost creștin niciodată și spune care e problema? Dacă uh -huh. tehnologia îmi dă posibilitatea să crezi un alt om. De ce să nu-l nu crezi pe alt om? Care-ți care uh, constrângerea? Și noi trebuie să avem acest cuvânt, și uh, ca să-mi termine ideea cu proiectul care să ne ajute Dumnezeu, este venit să-l scriem, să-l tragem inclusiv în limba engleză și să-l diseminăm și să stimulăm o școală de gândire uh, creștină spre, pe aceste probleme. Uh, deci putem și noi fi niște contribuabili, nu doar niște downloaders. Creștinii, de altfel, au fost uh inițiatori și Absolut. multe din descoperirile științifice au fost făcute de creștini. Da. Mulți oameni de știință au fost creștini Absolut. și au contribuit la această inovație. Da. Da. Noi suntem la finalul emisiunii noastre de astăzi. Am stat de vorbă cu domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management și iată, putem învăța acest lucru. Să fim oameni care să contribuim la progresul lumii, să înțelegem vremurile în care trăim și toate acestea să arate spre Dumnezeu cel care ne dă înțelepciune.